Salut, sunt Vicky. Astăzi vom vorbi despre cititul cărților în format electronic pe iPhone. Pentru aceasta avem nevoie de două aplicații. Una pentru iPhone, este vorba de Stanța, pe care o găsiți gratuit în Apple Store. Și cea de-a doua aplicație este Calibre, un e-book manager, cu ajutorul căreia puteți converti cărțile din formatul PDF în formatul EPUB pentru a putea fi recunoscute de iPhone, respectiv de Stanța. Dar mai înainte să vă prezint aplicația pe iPhone, să vedem unde găsim Calibre. Mergeți la http://calibreebook.com download, descărcați versiunea pentru Windows, Mac sau Linux în funcție de sistemul de operare pe care îl folosiți, după care instalați aplicația și veți fi întâmpinați de o fereastră asemănătoare cu aceasta. Pașii de urmat sunt unii foarte simpli. Dacă am avut o carte în formatul PDF, o importăm, apăsăm simplu pe Adbook, selectăm cartea care ne interesează și este automat importată în Calibre. Avem posibilitatea să modificăm titlul, autorul, să adăugăm ISBN, dacă știm, o copertă, o imagine pentru copertă. Hai să facem acest lucru. Alegem coperta. OK. Și în partea de jos vedem date despre carte. Ca să poată fi citită pe iPhone, cartea mea a trebuit transformată din PDF în EPUB. Cum facem acest lucru? Apăsăm pe Convert eBooks. Avem mai multe opțiuni în partea stângă. Mie îmi convin setările făcute. Nu trebuie să apăs decât butonul OK. În câteva secunde, cartea este convertită, numai bună pentru a fi uploadată pe iPhone. Da, în partea dreaptă observăm că totul a fost în regulă. Cum facem să uploadăm cartea pe iPhone? Mergem la References și la Content Server. Bifăm Start Server. Dacă această opțiune nu este selectată, deci dacă serverul nu este pornit, nu puteți transfera cartea pe iPhone cu Stanța. Eu am pornit serverul. Urmează să deschid Stanța pe iPhone și să vedem cum importăm această carte. Și acum să vedem cum importăm cartea din Calibre în iPhone, în Stanța. Deschidem aplicația pe iPhone. În partea de jos avem Get Books. Iată serverul care rulează pe calculator. Clic. Căutăm la cele mai noi. Și iată cartea noastră. Un tap pe ea. Și nu rămâne să facem decât download. OK. În câteva secunde, cartea este importată în iPhone. O găsim acum în library. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare,
numai bine.